Creează-ți un loc atât de crud încât doctorilor le este spus să lase deoparte preocupările etice și să ajute interogatorii la torturarea prizonierilor, dar fără să-i omoare. Un mediu atât de brutal încât oamenii sunt supuși la privarea senzorială în mod regulat, adică reducerea deliberată a stimulilor unuia sau mai multor simțuri de bază, cum ar fi acoperirea urechilor și a ochilor. Dacă te-ai afla acolo, ai ști că șederea este nedeterminată, chiar dacă încă nu ai fost condamnat. Te vei teme că va trebui să rămâi acolo pentru totdeauna și cel mai rău lucru dintre toate este că vei fi nevoit să porți o salopetă portocalie toată viața. Astăzi o să vorbim despre cum ar arăta viața ta dacă ai fi un deținut în închisoarea Guantanamo Bay. După o noapte obositoare în care nu ai dormit aproape deloc, este timpul să începi ziua. Totuși, consideră-te norocos pentru că ofițerii de securitate din închisoarea Guantanamo Bay adesea nu le permit prizonierilor să adoarmă în timpul nopții din cauza unor ordine stricte de a face oricât de mult zgomot posibil, trântind uși și făcând diverse zgomote. Apoi, la ora 8 dimineața, poți auzi în depărtare imnul național redat de soldații care păzesc închisoarea. Este timpul să începe o altă zi mizerabilă. Stai singur într-o celulă înconjurat de o ușă grea de oțel, un acoperiș metalic și o podea de beton. Spațiul este strâmt, are 2,4 metri lungime și 1,8 metri lățime, iar pereții sunt făcuți din sârmă. În celula ta ai doar câteva lucruri de bază. Patul tău constă într-o saltea de dormit care nu are nici măcar 3 cm grosime și o pătură ieftină care miroase a mucegai, în plus ai două găleți unde să-ți arunci deșeurile. Ai doar un singur prosop pentru baie, un burete, pastă de dinți, săpun și șampon. Ți s-au oferit și câteva lucruri de calitate, cum ar fi un fes, mătănii, coranul, un covor pentru rugăciune și foarte puțin din nimic. Încă te poți considera norocos, pentru că de cele mai multe ori vei fi încătușat sau legat la ochi pentru câteva ore. Aceasta nu este o scenă dintr-un film distopic, nici un fapt care se întâmpla în urmă cu 50 de ani și nici măcar o închisoare dintr-o țară barbară, cum ar fi Coreea de Nord. De fapt, toate aceste lucruri se întâmplă într-o închisoare deținută și condusă de Statele Unite ale Americii. Aproape toți au auzit de Guantanamo Bay, iar unii dintre noi ne-am format deja o părere despre această închisoare. Ai putea crede că este un abuz ipocrit al drepturilor umane sau un rău necesar pentru a ține restul lumii în siguranță. Cu toate acestea, se știu foarte puține informații reale despre închisoarea cunoscută și sub numele de Gitmo. Jurnaliștii și fotografii se lovesc de restricții serioase în ceea ce privește fotografiile pe care le pot face și publica din cauza faptului că aceste imagini ar putea încălca confidențialitatea închisorii. Singura cale de a o vedea cu ochii tăi este prin obținerea permisiunii de la comandantul soldaților. Majoritatea oamenilor care fac această excursie complicată sunt muncitorii de bază sau familiile deținuților. Jurnaliștilor le este rareori acordată permisiunea să intre în Guantanamo Bay. Când te gândești la Cuba, primele lucruri care îți vin în minte sunt dansurile salsa și plajele ilirice, dar te-ai putea întreba cum de acolo se găsesc cei mai periculoși deținuți și una dintre cele mai dure închisori? Guantanamo Bay a fost de fapt o bază militară americană. Se întâmpla în perioada războiului hispano-american, mai exact în 1898, când o flotă de nave americane se îndreaptă către locul de luptă, însă a trebuit să se oprească în Guantanamo din cauza vânturilor puternice de pe mare. Ei bine, echipajul trebuie să fi iubit acel loc, pentru că după ce au închiriat baza pentru o vreme autorităților locale, armata americană nu a mai plecat niciodată. Partea bazei militare ce a servit drept închisoare a fost deschisă în ianuarie 2002 de președintele George Bush. Majoritatea prizonierilor ținuți acolo erau combatanți ilegali care au participat la războiul din Afganistan sau care aveau legătură cu atacul turnurilor gemene din 2001. Dar suficient cu lecția de istorie, este timpul să trecem la micul dejun.
Trebuie să fii înfometat după o noapte de nesomn, dar stai puțin, nu poți mânca pentru că faci greva foamei alături de ceilalți deținuți. Este greu să mergi mai departe pentru că nici măcar nu poți bea apă, lichidul care iese din robinet are o culoare gălbuie suspicioasă, însă privarea de apă este parte din protestul împotriva condițiilor oferite de închisoare și a faptului că nu a avut loc un proces care să-ți dea o sentință, cu toate că te afli acolo de 10 ani. Dacă totuși vrei să mănânci, meniul micului dejun este alcătuit din pâine, cremă de brânză, o portocală, un produs de patiserie și un corn. Prizonierilor care refuză să mănânce le este oferit la început băuturi pline de nutrienți esențiali și de cele mai multe ori sunt închiși în celule până când consumă acea băutură. Dacă refuzi acest lichid nutritiv, o echipă medicală militară special aleasă pentru acest job te va lega de un scaun de constrângere și îți vor băga tuburi pe nas până în stomac. Este un proces dureros care provoacă senzații de vomă pe măsură ce lichidul îți ajunge în stomac. Au fost multe greve ale foamei de-a lungul istoriei închisorii Guantanamo Bay, dar cea mai mare și bine cunoscută a avut loc în 2013, când au luat parte mai mult de jumătate din prizonieri. Ce s-a întâmplat cu exactitate după terminarea grevei rămâne necunoscut, pentru că guvernul nu a declarat niciodată date oficiale despre acel eveniment. Poate că o grevă a foamei nu pare cea mai rea crimă, dar este o formă puternică de rebeliune care complică totul. Oamenii care conduceau închisoarea trebuie să fi fost foarte stresați, deci au făcut tot ce le-a stat în putință pentru a descuraja foametea voită a prizonierilor. Multor deținuți le sunt luate necesitățile de bază enumerate mai sus, drept pedeapsă pentru participarea la greva foamei. Unii sunt lăsați să doarmă pe betonul tare și rece. Uneori mâncarea este lăsată intenționat în celula prizonierilor pentru a-i face astfel să o miroasă, știind că nu au mâncat de zile bune. Nu știm foarte multe lucruri despre ce se întâmplă în Guantanamo în prezent sau dacă mai au loc greve ale foamei. Tot ce știm este că prizonierii sunt ținuți în clădiri numite Lagărul 5 și 6. Există spații comune pentru deținuții care au comportament adecvat. Ei primesc unele avantaje, cum ar fi dreptul de a se uita la puținele emisiuni TV alese de conducerea închisorii. Până acum nu sună atât de teribil, dar există un lagăr top secret 7 pentru deținuții considerați extrem de periculoși, iar accesul străinilor este interzis. Poate că se întâmplă ceva dubios acolo. Judecând din trecut, s-ar putea să nu fie o priveliște chiar plăcută. Închisoarea Guantanamo Bay obișnuia să fie alcătuită dintr-un loc numit Lagărul X-Ray, unde prizonierii erau ținuți în cuști înalte de 2,5 metri împrejmuite cu sârmă ghimpată. Din multe puncte de vedere, Guantanamo Bay rămâne învăluită în mister, dar haideți să revenim la scenariul în care tu ești prizonier acolo. Așadar, micul dejun s-a terminat. Ce urmează? Dacă este o zi tăcută, atunci micul dejun este urmat de șansa de a face duș. După duș este o perioadă de timp destinată activităților personale, cum ar fi rugatul, cititul sau poate că vei dormi puțin înainte să fii vizitat de un doctor. Ar putea părea excesiv să fii consultat de un medic în fiecare zi, dar atunci când trăiești în condițiile care îți pun viața în pericol, devine un lucru de înțeles. Dacă nu faci greva foamei alături de colegii tăi, te poți bucura de un prânz delicios care conține cereale cu lapte și batoane de cereale. Apoi vei avea la dispoziție mai mult timp să te bucuri de rugăciuni, citit și să încerci să dormi. Ai putea avea șansa să faci exerciții fizice pentru câteva ore sau să ieși afară la o gură de aer. Masa de seară constă în orez alb, fasole, o banană și pâine, după care te vei bucura de ai ghicit, citit rugăciuni și dormit. Te-ai putea gândi că nu sună atât de urât, dar amintește-ți că nu ai mâncare și nu vei dormi aproape în nicio noapte. În plus, ai putea fi implicat în bătăi aleatorii în orice moment al zilei, ceea ce poate agrava rănile deja existente. De fiecare dată când prizonierii au nevoie să se miște, nu pot face acest lucru din cauza greutăților legate de picioare. Și dacă nu este o zi liniștită, te asigur că ți-ai dori să te gândești mult și bine dacă vrei să știi răspunsul la această întrebare. Chiar lângă închisoare sunt staționați mii de soldați în baza militară. Viața nu este tocmai lapte și miere nici pentru ei, datorită unei rutine zilnice care poate implica abuzuri grave din partea prizonierilor care aruncă literalmente cu fecale peste gardul închisorii atunci când patrulează.
Este necesar după aceea să viziteze un doctor pentru a se asigura că nu au luat niciun fel de infecție sau boală în urma abuzurilor. În orice caz, ei au, într-adevăr, mai multe avantaje de partea lor. Ofițerii staționează la închisoarea Guantanamo pentru 9 luni la rând, adesea fără familiile lor și trebuie să-și continue viețile în mod normal. Crezi sau nu, în incinta bazei militare se află un McDonald's, Pizza Hut, Subway, Taco Bell și Starbucks. Jamaicanii și filipinezii prezintă cea mai mare parte a personalului de acolo. Pe lângă magazinele fast food se găsesc baruri și se practică sporturi acvatice pentru a beneficia de frumoasele împrejurimi. Mulți ofițeri practică ski nautic sau navighează pe mare în zilele lor libere, însă nu te aștepta ca tu, un prizonier, să mănânci de la McDonald's și să ieși pe mare. Dacă ai parte de o zi rea, vei fi condus către o cameră de interogare, care este mai mult o baracă sumbră. Interogarea exagerată este termenul pe care l-au dat autoritățile procedurilor folosite să extragă informații de la prizonieri, proceduri care sunt mai degrabă metode de tortură. Acest regim lipsit de tortură presupunea adesea ca doctorii să monitorizeze semnalele vitale ale prizonierilor pentru a se asigura că nu sunt uciși accidental. Sunt sigur că mor de nerăbdare să afli ce se întâmplă cu deținuții în timp ce erau torturați, adică interogați prin interogare exagerată. Principalele tehnici folosite se bazau pe ideea că dacă prizonierii erau făcuți să se simtă complet neajutorați, încetau să mai opună rezistență și scoteau la iveală informații secrete. De exemplu, privarea senzorială era folosită adesea. Pentru că nu există dovezi concrete care să demonstreze că aceste tehnici cauzează daune psihologice semnificative, avocații au concluzionat că metodele sunt legale, dar nu sunt folosite doar tehnici mentale pentru aflarea informațiilor. Există o echipă de extracție forțată, ce lucrează la Guantanamo, care are drept responsabilitatea să bată deținuții, adesea fără niciun motiv. Ei dau cu deținuții de pereți, ceea ce duce adesea la probleme medicale. Prizonierii trebuie să poarte cătușe în fiecare zi, ducând la umflarea gleznelor. O altă procedură comună este stropirea cu apă, care presupune așezarea pe o prelată de plastic a deținutului cu mâinile legate deasupra capului în timp ce îi se toarnă apă rece ca gheața pe față până când cedează și ajunge la senzația de nec. Uneori, ofițerii închid prizonierii în cutii mici sau îi încătușează în poziții dureroase. Un prizonier a fost chiar atârnat de un lanț de fier până când tot sângele i s-a scurs în picioare, iar mâinile lui aproape că au trebuit amputate. Umilirea este un alt procedeu folosit împotriva deținuților și presupune tehnici precum nuditatea forțată, percheziție forțată, iar câteodată sunt forțați să poarte scutece. Ca rezultat al tehnicilor utilizate, mulți prizonieri care au supraviețuit și au scăpat din închisoarea Gitmo au sfârșit prin a avea simptome similare prizonierilor de război capturați de cele mai brutale regimuri politice din istorie, inclusiv boli precum tulburarea de stres post-traumatic, paranoia, depresia și psihoza. Sunt doar 40 de prizonieri în Guantanamo Bay în prezent și mulți oameni organizează campanii pentru ca guvernul să închidă închisoarea din cauza trecutului controversat, dar nu este chiar atât de simplu. Barack Obama a încercat să închidă închisoarea imediat după ce a fost ales președinte al Americii, dar s-a lovit de o mică problemă, și anume, deținuții nu aveau unde să fie mutați. Congresul Statelor Unite ale Americii s-a asigurat că este ilegal ca orice deținut din Guantanamo să fie transferat în America, chiar și pentru un proces, detenție sau săvârșire medicală. În acest fel, mulți oameni au ajuns la statutul de prizonieri veșnici, ce nu au fost puși niciodată în fața unei acuzații sau condamnări. Dacă ești destul de norocos să fii condamnat pentru o crimă de război, ai putea fi trimis înapoi în propria țară, dar multe țări nu vor prizonierii acuzați de săvârșirea unora dintre cele mai groaznice crime din lume. Astfel, unii prizonieri ajung în alte închisori întunecoase din lume, similare cu aceasta. Privind partea bună a lucrurilor, Guantanamo Bay poate că nu este chiar atât de rea precum se zvonește în zilele noastre. Unii vizitatori recenți susțin că guvernul american a supracompensat scandalurile din trecut oferindu-le deținuților din prezent condiții mult mai bune decât cele oferite prizonierilor aflați pe teritoriul Americii. Cu toate acestea, există niște dovezi cum că ofițerii continuă să folosească tehnicile privării de somn, deci cine știe ce se petrece acolo?